în două părți. În prima parte o să vă prezint să aspecte teoric, ce cum folosești WordPress de CMS. Ce înseamnă asta? Deci încă ai de făcut un site. Vine un client la tine și zice că vrea un site simplu de prezentare. Dar un site simplu, câteva texte, eventual formulare de contact, lucru de bază. Ok. Poți să-i zici să apelezi la o firmă de web design, să-i facă un content management system, să-i pună text pe site, să se ocupe de lucrul respectiv. Poți să-i zici să-și facă el site. Poți să-i zici, în schimb, să-i faci tu un site pe WordPress. Sau să-l înveți să-și folosească el lucrul acesta. WordPress e un sistem de management al conținutului foarte flexibil. E foarte folosit în România, conform unor statistici pe care le-am auzit de la reprezentantul Web Factor, erau undeva la 40% din blogurile, din site-urile pe care le aveau la Web Factor, erau foloseam platforma WordPress și eu recomand WordPress ca platformă de management al conținutului pentru un site mai simplu. Pentru site-urile foarte complexe puteți să vă gândiți la alte soluții, dar dacă aveți de făcut un site simplu de prezentare obișnuit, puteți folosi WordPress. Și prezentarea asta arată cam ce puteți face și cum fac eu personal o comunicare de temă WordPress. Bun. Asta e un client de-al meu. Se cheamă Roa de Munte și acolo este un site. Ok. În partea de sus vedeți niște link-uri. Dacă fac click pe oricare dintre ele, se deschide în pagină, se deschide o pagină cu informații despre pagina respectivă. În dreapta aveți un meniu, da? Deci site-ul are trei meniuri, sus și jos. Deci e un meniu sus și vedeți niște link-uri jos de tot. Meniul de sus și meniul de jos e același meniu repetat. Și în dreapta sunt alte link-uri. Are în dreapta sus un buton de ofertă și are un header mare verde. Deci asta e, de la asta a pornit. Asta este site-ul care a venit clientul la mine și mi-a zis că vreau un site mai bun ca asta. Și am zis, intră pe internet și fă o căutare pentru teme WordPress. Și s-a uitat el de teme WordPress și a găsit o temă care arată așa. Deci, pornind de la ce avem acum, clientul mi-a zis că site-ul ar vrea să arate cam așa și rezultatul final, o să vedem noi cum ajungem la asta, este că luăm poza asta, e o poză verde mare sus, da? Și apare acolo sus. În rest, transformăm totul. Meniul, partea de jos, luăm de la tema aceasta. Deci, păstrăm partea de verde, partea verde de sus, imaginea de sus, ca îi place header-ul. Luăm de la tema asta o mulțime de elemente și facem să obținem un site ca asta. Cum facem asta? Despre asta e prezentarea de azi. Bun. De ce ai nevoie de pentru un blog WordPress? În primul rând, ai nevoie de hosting. O să primiți toate prezentările, puteți să notați ce e în prezentare, să vă primiți prezentările și să fie bine. Bună dimineața! Ai nevoie de hosting. Blogul tău trebuie să fie găzduit undeva. Trebuie să aveți o stocare fizică a fișierilor undeva, da? Pentru asta aveți nevoie să vă cumpărați hosting. Există și varianta să obțineți hosting gratuit. Puteți avea și hosting gratuit, dar sunt niște mici inconveniente. De exemplu, răspunsul la e-mail-uri probabil va fi mai încet. Apoi e posibil să nu vă las să puneți domeniul propriu, să nu aveți www.numelemeu.ro, să aveți un domeniu mai puțin plăcut și alte lucruri. Dar, în general, aveți nevoie de hosting și aveți nevoie de un client FTP. Astea sunt niște lucruri de bază. Ok. Cum, ce facem mai departe? Ai cumpărat hosting, ți-ai pus programul de FTP, căutăm o temă. Google is your friend, te duci la Google, te apuci și cauți o temă. Aveți acolo un link, faceți click pe linkul respectiv, obțineți o mulțime de liste. Deci acolo nu obțineți teme, obțineți liste de teme care sunt cât de cât reușite și sunt gratuite. Ok. Care sunt criteriile după care vă alegeți tema? Da? Păi, în primul rând, trebuie să fie o temă simplă. Deci sunteți cu blogul la început, aveți un blog simplu, aveți nevoie de o temă simplă. Mai dacă faceți un site de prezentare, trebuie să aibă un meniu cel mult două. Sunt teme cu trei coloane, sunt teme cu magazine style. Nu aveți nevoie de așa ceva. O temă cu două coloane, temă clasică, nu magazine, foarte simplu. Apoi, e bine să vă placă cum arată mai mult decât funcționalitatea. În general, puteți schimba cam orice pe o temă. Dacă nu vă place cum a poziționat el coloana din dreapta, sau nu vă place că pe coloana din dreapta sunt, de fapt, două subcoloane, lucrurile astea se pot schimba. Ce trebuie să vă placă sunt culorile și contrastul, să vă placă grafica site-ului, în general puteți schimba iarăși pozele, și încercați să alegeți o temă care e deja folosită de mulți alții, pentru că sunt șanse ca aceasta să fie programată bine. Deci, în afară să arate bine, ar trebui să verificați și dacă e programată bine. Cum sunteți la început și nu aveți experiență, alegeți temele care sunt foarte populare și, în general, alea sunt programate destul de bine. Bun. Ce facem mai departe? Am ales tema. Clientul și-a ales tema pe care v-am arătat anterior. Asta e tema pe care și-a ales-o client. Ok.
păstrăm din site-ul ăsta, păstrăm partea verde, da? Salvăm imaginea. Da? Salvăm imaginea și mergem mai departe. O să avem nevoie de niște lucruri înainte să instalăm WordPress. E bine să aveți un cont pe Google Analytics care să monitorizați statisticile. Dacă nu preferați Google Analytics, există și alte metode de contorizare. Traffic, ranking, stat, sunt mai multe. Eu recomand Google Analytics. Bun. Apoi cont pe FeedBurner. FeedBurner vă permite să monitorizați câți oameni s-au abonat la blogul, site-ul vostru. În cazul de față, clientul meu o să vrea și blog. Deci are site plus parte de blog. Și pentru blog o să vrea să monitorizeze câți abonați RSS are. În mod standard, WordPress îți generează un feed RSS, dar nu poți să vezi exact numărul de utilizatori. Și pentru asta e bine să-ți faci un cont pe FeedBurner. Ai două lucruri. În primul rând, ai opțiunea Burner Feed This Instant, urmați pagina. Și sunt câteva pagini acolo, urmați. După ce faceți asta, mai are o opțiune. Mergeți la Publishes și alegeți mai subscription. Da? Când ați făcut chestia asta, puteți să lăsați vizitatorilor voștri opțiunea să se aboneze prin e-mail. Deci, cine intră pe blogul tău sau pe site-ul tău, are în mod standard opțiunea să se aboneze la blog prin RSS. Dar sunt utilizatori mai începători, care poate că nu știu toate lucrurile astea. E, pentru ei e util să aveți o abonare prin e-mail. Folosiți funcția aceasta, e o funcție utilă. Bun. Cum instalezi WordPress? Dacă furnizorul tău de servicii îți oferă opțiunea asta, e posibil să folosească un sistem de management al conținutului care se cheamă cPanel. cPanel are opțiunea asta. Fantastico Deluxe. Vă duceți la Fantastico Deluxe, alegeți Install WordPress, s-a instalat WordPress. Asta e cea mai simplă metodă de a instala WordPress. Când vă căutați hosting, întrebați dacă are cPanel și Fantastico Deluxe și nu avem nicio problemă cu lucrul ăsta. O altă variantă, să zicem că furnizorul vostru de hosting nu are Fantastico Deluxe și cPanel, este să folosiți un client de FTP. În imagine este Global Scale Quick FTP. Aveți nevoie de un program special cu care să copiați VPN. Procedura de instalare WordPress e detaliată pas cu pas. Google is your friend again. Deci la Google, how to install WordPress. E o procedură pas cu pas. Ți-ai instalat programul de FTP, te-ai logat, copiezi, vedeți că sunt două ferestre, două tabere, stânga și dreapta. Da? Copiezi din stânga în dreapta fișierele ca într-o fereastră de Explorer, în partea de jos îți arată cum se copiază fișierele, ăla e status fișier. Și se copiază WordPress. După aia, urmați procedura de instalare a WordPress. Bun. Ai instalat WordPress. Te loghezi. Și cam așa arată dev-ul. Ăsta e sistemul de management al conținutului pe care ți-l oferă WordPress. E foarte funcțional, e foarte ușor să-l navighezi între prin el. Dacă nu vă place limba engleză, puteți avea toată interfața tradusă în limba română. WordPress este actualizat constant, adică eu vă arăt acum cum arată WordPress 2.8.6, dar peste un an de zile WordPress va arăta diferit și foarte probabil va arăta diferit în bine. Adică o să fie îmbunătățiri, o să puteți face noi lucruri. E o interfață foarte prietenoasă cu utilizatorul. Bun. Ai instalat WordPress. Te-a pus și instalezi plugin-uri. Sunt niște plugin-uri pe care le recomand pentru uzabilitatea generală. Sunt niște plugin-uri pe care le recomand pentru optimizare pentru motoare de căutare. Ce direcționăm la plugin-uri? Plugin-urile sunt foarte multe. Ca și criteriu de bază, încercați să folosiți cât mai puține plugin-uri. Dacă nu aveți nevoie de un plugin, îl folosiți în că site-ul vostru e inutil și va face să se miște mai greu. Pe de altă parte, ce vă recomand eu este iarăși Google is your friend și pur și simplu să căutați foarte multe plugin-uri, da? Sunt liste. Dar la Google Search. Best plugins for WordPress. Și obții o listă. Și zici acolo, pluginul ăsta e bun pentru că, pluginul ăsta e bun pentru că. Și dacă citești așa vreo 5-10-20 de liste, o să ai o imagine de ansamblu care sunt cele mai bune pluginuri pentru WordPress. Și o să poți să iei o decizie în cunoștință de cauză. Tu ai ales pluginul respectiv. Ce vă recomand eu în astea pentru uzabilitate și astea pentru SEO sunt pluginurile strict de bază. Deci eu le consider absolut necesare pe acestea. Mai sus de atâta, probabil veți dori un plugin care folosește emoticoane cu Messenger. Există un plugin. Probabil veți dori un plugin care traduce data în română. Există un plugin. Probabil veți dori un plugin care vă afișează un formular de contact. Există un plugin. Hard site HTML. Plugin. Sunt atât de multe încât trebuie să știți să alegi. Ce facem mai departe? Configurăm WordPress. Dacă o să vă instalați un plugin all-in-one SEO Pack, o să vă ajute foarte mult la setarea datei și a titlului și a descrierii. Dacă nu instalați, configurați din WordPress titlul și descriere. Legat de feed-uri. Feed-ul înseamnă cum transmiteți voi blogul mai departe.
Și sunt două opțiuni. Să transmiteți feed-ul parțial sau total. Dacă sunteți la început și vizitele pe site contează mai puțin decât să aveți vizitatori fideli, sugestia mea este să dați traficul să dați feed-ul total, da? Feed-ul total înseamnă că toate mesajele pot fi citite într-un RSS, toate mesajele pot să fie primite prin e-mail. Apare în întregime. Feed-ul parțial înseamnă că apare un text, face click, intră, citește mesajul. Primește pe e-mail, face click, intră și primește mesajul. Dacă ai nevoie de trafic și vrei să-ți intre cât mai mulți oameni pe site, dai feed-ul parțial. Dacă vrei să ai cititori care sunt plate de tine, uite, doamne, ce pune omul ăsta, dă feed-ul total, omul obligă să fac click ca să intre pe site-ul lui, dai feed-ul total. Bun. Apoi termin link-urile. Link-urile pe WordPress arată cum arată, în varianta standard, când îți pui WordPress, arată în varianta de jos, da? Roa de munte, tu egal 123. Orice site, orice articol sau post, are un număr acolo. E o variantă foarte nerecomandată, se schimbă ușor. Sugestia mea, eu v-am dat la plugin-urile recomandate, v-am dat și un plugin Permalink Redirect. Instalați întâi Permalink Redirect, după aceea schimbați permalink-urile, fie să afișeze și anul și luna, fie pur și simplu să afișeze tipul mesajului. Deci alegeți una din variantele astea, ajută foarte mult și la SEO. Și un fixator, deci un mesaj care arată titlul mesajului chiar în URL, e mai plăcut pentru utilizator. Bun. În mod standard, dacă pui WordPress în limba engleză, ai data în limba engleză. Și scrie acolo December 12, 2009. Și ce vrei tu să faci? E să scrie 12 decembrie 2009. Pe vreo 3 opțiuni să faci asta. În general, în WordPress ai mai multe opțiuni. Dacă vrei să afișezi cele mai recente mesaje, poți să pui un widget, poți să pui un plugin, poți să scrii tu cod, mai multe soluții. Și pentru data în limba română ai mai multe soluții. În general, puteți căuta mai mult. Deci, chiar dacă există o soluție care te avantajează, poți să cauți mai mult. Ce mai simplu este să instalezi un plugin. Pe de altă parte, dacă pui un plugin, site-ul tău se va încărca mai greu. Apoi ar fi să pui un fișier. Dacă pui un fișier, site-ul tău se încarcă mai repede, dar e mai complicată procedură. Și cea mai bună și cea mai bună opțiune este să te apuci să codezi, tu și să modifici tu un fișier. Dar ca să te apuci să modifici, să codezi un fișier, trebuie să ai niște noțiuni de programare. Deci, e simplu să pui un plugin, dar solicită serverul. Nu solicită serverul să codezi un efectiv în mesajele și în opțiunile WordPress. Pe de altă parte, ai nevoie de cunoștințe de programare. Deci, astea sunt niște extreme. Undeva între le alegeți voi. Eu v-am dat 3 opțiuni de setare a datei din Maroc. Bun. Mergem mai departe cu traducerea temei. Dacă eu am WordPress în limba engleză, și poate probabil majoritatea o să pune WordPress în limba engleză, îți apare acolo recent comments, comments, archive, categorii, tags. Când vă duceți la widget, puteți alege acolo. Vedeți unde scrie title, am pus comentarii recente. Nu mai scrie recent comments în engleză, pot specifica eu titlul. La widget, pur și simplu, customizați toate titlurile. Deci vă mai zic o dată, prezentările o să fie și pe net, dacă vreți, puteți să nu o scrieți. Bun. Acum intrăm la lucrurile serioase. Dacă te duci la WordPress, v-am arătat panelul de configurare. Deci ăsta e panelul de configurare. În stânga, meniul ăla din stânga de tot, da? Apare chestia asta, pe Appearance Editor. Te duci la Appearance de Editor. Și ai o listă acolo cu toate fișierele pe care le poți edita. Când faci chestia asta, editezi în sursa temei. E foarte, la nivel de programare, e complicat. Vă sfătuiesc să faceți backup înainte să faceți lucrul acesta. Pe de altă parte, este un pas necesar. Deci, la un moment dat, tot va trebui să faceți asta. Acum, hai să intrăm în editare. Bun. Vedeți? În dreapta vă arată niște fișiere. Și o să vă explic acum ce sunt fiecare. Deci, stai acolo, 400 template. Archive, comments, footer, header. Și vă explic ce sunt fiecare. În WordPress, asta e avem o temă obișnuită, da? Partea de sus a temei se cheamă header. Eu, dacă vreau să editez cum arată header-ul tot site-ul meu, tot blogul meu sau site-ul meu, cum vreau să zic, nu trebuie să editez header pe HP. Când am editat header pe HP, se modifică doar partea de sus. Am toate într-un fișier. Eu dacă am editat în header pe HP, tot site-ul meu se modifică. Partea din dreapta se cheamă sidebar. Când editez sidebar-ul, se modifică ce e în partea de dreapta. Partea de jos este footer-ul. Ok. Acum. Mai există 3 fișiere. Index pe HP, single pe HP și page pe HP. Când intri pe un blog obișnuit, se încarcă o listă de mesaje. Mesajul 1, mesajul 2, 3, 4, 1, mes 4. Ăla este index pe HP. Facem click pe unul din mesaje. Când fac click pe unul din mesaje, se deschide single pe HP. Ok.
Apoi un blog are și niște pagini despre noi, contact, de ce revenit, statistici, nu știu. Astea sunt niște pagini pe care le poate avea un blog. Alea sunt în page PHP. Deci dacă vrei să editezi cum arată o pagină, un articol sau pagina de început a site-ului tău, editezi unul din fișierele acelea. Apoi să zicem că cineva intră pe blogul tău și intră pe o pagină de care nu există. A scris URL-ul greșit, a intrat pe un link și a adăugat un T la sfârșit sau o literă. El primește o pagină de eroare 404. Pe pagina de eroare 404 chiar vă recomand să o customizați. Puteți să puneți o funcție de căutare. Deci, în mod normal, o pagină de eroare 404 zice simplu. Nu am găsit pagina, mai caută, ceva genul ăsta. Chiar pe pagina aia puteți să introduceți voi, copiați codul dintr-o parte în alta, introduceți un formular de căutare, introduceți un plugin care să vă afișeze o harta site-ului. Sunt foarte utile lucrurile acestea și puteți să faceți o pagină 404 care să vă afișeze lucrurile acestea. Iar care îți afișează ultimele mesaje de pe site-ul vostru. Și search este o pagină de căutare. Iarăși un lucru special este secțiunea de comentarii. Dacă editezi comenti PHP, ăsta e comenti PHP, rolul lui este să te afișeze o chestie de genul ăsta. Bun. Este apelat de obicei de către articol. Când văd un singur articol, am la sfârșitul articolului, am opțiunea să văd comentarii. Bun. Dacă văd o pagină, de obicei nu am opțiunea să văd comentarii. Dacă eu consider necesar, să zice că clientul meu roade munte, vrea să pot lăsa comentarii și pe pagini, nu doar pe articole. Trebuie să editezi page.php și introduc codul pentru comentarii. Orice pagina site-ului, inclusiv pagina de 404. Dacă vreau neapărat, pot să pun și pe pagina de 404 un cod de comentarii. Nu știu dacă e necesar, dar ca idee, de fiecare dată când vreau să modific cum arată comentariile, trebuie să modific în comenti PHP. Bun. Acum intrăm și mai adânc în programare. Și să zicem că avem RSS. Eu v-am învățat adineori să faceți un cont la FeedBurner și să obțineți două link-uri. Unul este RSS-ul pe care vi-l dă standard FeedBurner. În al doilea rând, să obțineți un RSS care să fie abonare prin e-mail. Blogul vostru are două feed-uri principale. Are feed-ul pentru mesaje și are feed-ul pentru comentarii. Deci, puteți avea un feed la FeedBurner pentru mesaje, un feed pentru comentarii. Și la anul două puteți avea feed pentru mesaje, abonare prin e-mail și feed pentru mesaje, abonare prin e-mail. Deci, pentru comentarii, abonare prin e-mail. În total puteți avea 4 feed-uri RSS, toate gestionate cu FeedBurner. La toate puteți avea statistici câți utilizatori au. FeedBurner, dacă aveți abonare prin e-mail, vă zice inclusiv adresele de e-mail al celor care s-au abonat la feed-ul vostru. Bun. Dar, eu am făcut contul pe FeedBurner, dar blogul meu nu știe că am făcut eu lucrul respectiv. Și acum trebuie să te apuci să editezi în header PHP, footer PHP și dacă aveți și în sidebar referință, aici n-am avut, dar puteți avea și în sidebar PHP referință la feed-ul RSS. Acolo este pe slide acolo este codul sursa lui footer PHP. Și dacă mă uit eu cu atenție acolo, văd o referință la feed-ul RSS. Mă înlocuiesc și pun ce doresc eu, ce feed doresc, am făcut eu pe feed-ul. La fel în header PHP. Ultimele două rânduri din codul de acolo sunt ăsta era footer PHP. Ok. Ultimele două rânduri se referă la RSS feed. Pur și simplu le modificați și puneți feed-ul la feed-ul. Bun, mergem mai departe. Un blog poate să aibă un favicon, o iconiță specială, cum să arate blogul meu. Trebuie să intru în header PHP și are acolo, link relegat icon. Modific, îmi fac eu un favicon al meu, îl uploadez pe blog și pun link-ul exact către favicon. Apoi în footer PHP trebuie să pun codul către Google Analytics. Îl pun chiar înainte /body/html, fix înainte de asta o să vină codul de Google Analytics. Deci ca să recapitulez ce am făcut acum. Am înlocuit feed-ul RSS în header, am înlocuit feed-ul RSS în footer, am pus un favicon în header și cu codul de Google Analytics în footer. Și acum intrăm și mai simplu, mare și traducem tema de Gmail în limba română. Când te duci pe un site în WordPress, după ce ai tradus tu widgets, ai pus RSS, ai pus favicon, ai pus codul de Google Analytics, toate mesajele sunt în engleză. Faci o căutare, zice 10 results found. Faci o căutare, zice no results found, please search again. Ca să eviți chestia asta, trebuie să iei la rând fișierele din partea dreaptă, da? Nu chiar toate, dar pe majoritate. Și la fiecare dintre ele o să observați că sunt niște mesaje care sunt scrise în limba engleză. Când faci o căutare, obții mesaje în limba engleză de la search.php.
pagina principală afișează mesajele în limba engleză de la index.php. Și ce e de făcut? Este să te apuci să traduci. Acolo aveți sus un cod în limba engleză, jos e codul din limba română, cum l-am tradus eu. Ok. Vedeți că în partea de sus scrie așa, PHP echo get option egal cu paranteza home. E, home-ul ăla de acolo e o referință la nivel, e o funcție care apelează un parametru. Deci funcții cu parametri, nu știu ce. Home-ul de acolo eu nu pot să-l editez, că dacă îl editez nu mai merge cod. Pe rândul 2 scrie home. Scrie pur și simplu, pe rândul 2 primul cuvânt, pe cuvântul home. Acolo eu pot să-l traduc pentru că este un text care este afișat. E bine când faceți editarea în temele, în tema blogului, să vă apucați să editați fișierele PHP, să aveți niște cunoștințe despre PHP sau despre HTML. Vă ajută mult. Dacă nu aveți, faceți backup înainte și testați. Bun, scrie acolo 404 not found, am tradus. Eroare 404, pagina nu a fost găsită. Tot mesajul ăla de jos, deci dacă la mesajul ăla de mai jos, e o pagină 404 care zice cam așa. N-am găsit pagina și zice caută pe site-ul meu cu un alt cuvânt cheie. Textul ăla, pur și simplu, e un text neglijent. Deci persoana respectivă presupune că a venit pe o pagină 404 căutând ceva. De fapt, ce a făcut el, a luat persoana care a făcut sistemul. A luat mesajul de eroare de la funcția de căutare și a pus-o și la pagina de 404. I-a tradus greșit. Eu pot să corectez asta și eu zic. Vă sugerez să căutați în site, că n-ai căutat până acum, și să folosim navigația în dreapta la puntura naviga. Ok. Acum, ce-am făcut până acum? Așa arăta blogul înainte, da? Asta era tema cum a venit în varianta standard. Ce-am făcut eu? Am înlocuit header-ul. În dreapta vedeți că nu era nimic, nu e nimic, era cel mult un advertiser, da? O reclamă. Am înlocuit în dreapta, am pus o poză cu, pe care a avut-o client. În stânga este o imagine pe care scrie Artemia. Ce scrie acolo Artemia e de fapt o poză, da? I-am făcut să fie text, să fie clicabil și ăla este titlul site-ului. Apoi meniul normal l-am tradus. Și, inclusiv, vedeți, în caseta de căutare scrie Search the Archive. Ok? Am tradus acolo să fie căutare. Bun. Sidebar. Sidebar este un sidebar specific pentru un blog. Îți afișează taguri, categorii, blog, rol, comentarii recente. Ok. Ce-am făcut eu? Am simplificat destul de mult. Am lăsat doar niște lucruri care apar... vreau să atrag atenția asupra lor. Are un blog, are o ofertă de revenire, o ofertă de Crăciun, un meniu. Și un formular de contact. E un plugin care mă oferă opțiunea să pun formular de contact, l-am luat. A trebuit să editez puțin că vedeți că are un formular de contact care are un câmp în care poți să scriu un mesaj. Câmpul de mesaj a trebuit să-l modific. Am umplat în plugin și l-am făcut să fie mai mic, mai îngust, ca să-l încapă în site. Footer-ul. Footer-ul avea trei coloane, era în limba engleză, toate link-urile de jos cu albastru sunt în limba engleză. Am făcut footer-ul de patru coloane, am tradus tot ce s-a putea traduce. Am pus noi link-uri în partea de jos. Ce de remarcat la footer? În footer, vedeți că scrie pe acolo, tema a fost realizată de X și folosești WordPress. Legat de faptul că folosești WordPress sau nu, nu sunteți 100% obligați să lăsați faptul că WordPress vă oferă platforma. Dar e indicat să faceți asta, care cunoștință. Deci, tot ce am făcut până acum, am unelte gratuite, WordPress îmi oferă lucruri gratuite, sunt oameni care au programat, pot să-mi las un link către WordPress. În schimb, e și mai important să lăsați un link către cel care a făcut tema. Deci, oamenii fac teme pentru a avea link-uri către site-urile lor. E foarte nobil, frumos să lăsați link-ul înapoi. Dacă nu, ce puteți să faceți este să cumpărați o temă și atunci, dacă aveți dreptul de modificare, puteți să modificați să scoateți lucrul de jos. Alternativ, puteți să vă faceți voi tema proprie. Dar dacă luați o temă gratuită, o luați de pe internet, chiar dacă voi puteți să scoateți referința de jos, tema a fost făcută de și folosim platforma WordPress, lăsați lucrul acela, e un lucru bun, ajută comunitatea, e un gest frumos. Dacă vreți să vedeți, lua de multe pe arată cum arată în dreapta. Ok, dacă sunt întrebări. Înseamnă că este multilanguage sau doar în română? Site-ul este... Ok. Site-ul este în limba română deocamdată acum. Click.